Casa de ajutor reciproc a pensionarilor reprezintă pentru seniorii giurgiuveni și nu numai un real sprijin. Pentru a afla mai exact care este numărul celor înscriși, am stat de vorbă cu președintele Casei de ajutor reciproc a pensionarilor Giurgiu, Severius Nițulescu. Acesta ne-a vorbit atât despre numărul total al membrilor la nivelul județului Giurgiu, cât și despre câți dintre aceștia sunt din municipiu. Numărul membrilor actual al Casei de ajutor reciproc a pensionarilor din Giurgiu este de 20.000. Noi ne-am apucat acum să facem și curățenie în baza de date și am găsit 1200 de membri care nu sunt activi. Deci de un an jumate nu au mai trecut pe la noi. Încercăm să-i reactivăm și sper să ridicăm mai sus numărul pensionarilor. Este un număr destul de mare, adică... Da. Este. Sunt 10.600 în oraș și 9.000 și un pic, 9.400 în județ. Cu președintele Casei de ajutor reciproc a pensionarilor Giurgiu am vorbit și despre tipurile de ajutoare financiare de care pot beneficia membrii, dar și despre dobânzile care vin odată cu realizarea unor împrumuturi. Putem să dăm împrumuturi între membrii și ajutoare nerambursabile. Cele împrumuturile care se dau la membri pleacă de la o dobândă de 4% până maxim 9%. Noi în această perioadă am și scăzut dobânda pentru cei care își plătesc la timp ratele și nu au niciun fel de probleme. Am făcut 8% și, după cum știți, la împrumuturile de nevoi personale, băncile au împrumuturi cu dobândă de 9%, dar cea reală se duce peste 16% și ar fi bine oamenii să se uite foarte bine când fac un astfel de împrumut. Iar ajutoarele nerambursabile sunt date în funcție de... primesc toate categoriile în funcție de anumite situații. Și avem persoanele care împlinesc vârsta de 50 de ani, de la căsătorie, cei care împlinesc venerabila vârstă de 90 de ani, împrumuturi, ajutor nerambursabil pentru cei care au probleme medicale foarte grave și în special cei care au boli dintre acestea, cancer și Alzheimer, foarte grave și nu mai pot să găsească o soluție pentru a ieși și alte ajutoare dintre acestea care sunt ocazionale. De asemenea, am vrut să aflăm de la președintele Casei de ajutor reciproc a pensionarilor, Severius Nițulescu, și despre numărul împrumuturilor care se fac la nivelul acesteia. Numărul celor care solicită este constant în fiecare an. A fost pe perioada pandemiei că avem ajutorul pentru deces, care acolo a fost mai mare, cu aproape 40%. Deci am avut-o, da, a fost foarte greu în perioada aceea, dar... ne-am descurcat.